Salutare, guys! Sau după cum vedeți și titlul și din thumbnail, Fortnite a adăugat un Grinch. Eu zic eu, hai mă frate să-l explorăm, să vedem ce ne dă și ce putem face cu el. Sau, fără alte prelungiri, hai să o dăm direct în match. Guys, revenim și noi din match. Like-ul ăla și subscribe-ul la Planaua și hai să ne ducem direct la Grinch. Dar dacă nu mă înșel e undeva pe aici, aici, deci asta e locația pentru Grinch. Dacă voi vreți să vă duceți la Grinch, băi, e o locație bună și, da, e și Grinch, băi, e mișto, bro, guys, e mișto. O locație în care îți dă numai arme, îți dă garantat armă legendară, deci ar fi și una de celebre locații și la rank, să știți că este... Numai că am zis aici ca să putem să facem și noi ceva cu ea, zic și eu că la rank, da. La rank ne calom bătaie. Mă pot duce cu arma asta. Mă uite, bun, nu mi-ai jucat. Bă, nu știu dacă ăsta, nu știu de ce să ia hype, dar totuși, am văzut că o băgat Grinch-ul și am zis... Revin, că nu era aia, era aia locația adevărată pentru Grinch. Asta e locația adevărată, scuzați-mă, greșeala mea. Să like-ul ăla și subscribe-ul la Planaua, să nu... Asta știa și comentariu, tot ce vreți voi, tot acum, știți ce zic? Video ăsta, cred că apare joi sau vineri, sper să apare joi sau vineri, sau apare chiar astăzi în ziua care filmez, fiind marțea. Sau... Deci dacă nu mi-a prea mult de editat, îl postez așa rapid. Bă, guys, acum s-ar putea să vină în player pe aici, că... Practic, eu trecut destul de mult timp și s-ar Nu vin. Deci, eu trecut un timp destul de îndelungat. Deci, deci Grinch ăsta, ca să știți că vă atacă doar cu pickaxe-ul, adică nu are... Nu prea aveți ce să vă faceți de ăsta griji cu el. Așa, uite-le că e aici și hai bă, Grinchule. Unde ești Grinch? Grinch! Mamă, bă, frate, mă. Unde fac pe aici? E fix aici. Eu zic să dăm un... De-astea pe ăsta. Așa. Bă, stai că-mi dau... Mamă. Bă, Grinch. Bă, dar n-ai tare mai ușor de bătut Grinch-ul ăsta, bă, sunt nevoie, da. Efectiv, zici că-i player, acum l-a făcut mai... Maaat! Grinch-ul, tata, nu, Grinch-ul! Bro! Bro, armă, tata, armă, că l-a făcut pe Grinch ăsta prea așa. Unde ești? Așa, Krampus, dar eu o să-i zic Grinch și cam așa o să fie. Și de ce am zis că văd o armă? Na, normal mai bine era să ne dea altceva, dar... Normal o să vă dea o armă epică, legendară, cam asta e de la el. Asta primiți, contând că era să ne omoare... Bag piciorul în el, așa. Și guys, cam asta primiți de la el. Hai și eu să fac un clip frumos și eu cu el să fie aici. Așa că poate unii dintre voi nu știați și... Să-l facem descoperit la toată lumea. Și nu știu, poate o să urmeze și niște challenge-uri cu el. Bă, da, mult se plimba, bă. Așa, mult se plimba, mă. Taie că nu vreau să-mi încarc arma asta, că... Am văzut aici un shotgun de la bun, de la cum place mie. Așa, nitle. Trebuie să dau și eu lanțele mele prețioase. Hai să încercăm să face și win-ul ăsta. Bă, guys, am mai văzut și câteva scheme de a face XP sau așa. Să lăsați în comentarii dacă vreți să le utilizăm, să le facem, să le vedem și noi dacă sunt adevărate și așa și merg și... Păi mei, eu zic să facem ceva așa interesant de Crăciun, oricum. Cred că mi-am propus să fac și un clip mai așa mai mai după tematica asta de Crăciun, dar acum am făcut și un clip pe tematica asta de Crăciun, puțin cam noi chiar așa pe tematica asta.
Adică depinde cum vreți să o luați voi. Da. Grinch-ul practic e de Crăciun, așa, da, e. Unde te și cât așa, bă, 5 minute să-l bat pe voz, pe Krampus ăla. Krangus, Krampus, da. Aoleu. Trage pe acolo, băiatul meu. Ai serios, tată? Mai unul acolo, hai să le dăm, mai să... Asta să... De unde tragi, mă, frățiorul? Mă, frățiorul ăsta, mult puțin cam ăsta, e puțin cam palpitat. Are palpitații pe, nu știu ce are. Unde sunteți, bă, vericii mei? M-am băgat la două. Na, păi e și zeu. Da, nu mă trebuie și-o fost asta, dar o trebuit. Am simțit nevoia. Am simțit o nevoie destul de mare să dau un dans pe... Da, să zic că poate mi-am instant karma. Nu știu de unde a tras. Unde a tras, frații mei, bă? Chiar am idee să fac și ceva cu znomenii ăștia, dar... totul va fi așa. Ah, uite, din spate a tras. Hai să ne ducem, păi, direct, bă, pe bătaia să ne ducem, că... Avem sniperul ăsta, ni l-a semnat, uite, semnat de cringe. Mamă, mamă. Bă, nu știu, că zic de prea multe ori cringe, mi se pare că... Zic altceva, gen cringe, cringe. Sună pe aproape la fel. Bun, perfect, ok, ți-am dat o picătură. Aia nu suntim. Și no scop. Aha. Nu a fost să fie no scopul. Hai că meciul până acum merge destul de nice. Și bă, guys, am multe chestii pregătite pentru voi. Vreau să vă spun în felul următor că o să vedeți cum... O să vedeți alte gameplay-uri, alte chestii. O să vedeți mai multe challenge-uri, dar v-am zis, totul va dura. Dar... Se va schimba ceva? Pă, unde noi, pă, mai eu playerii ăștia, bro? A, cam full match, vreau și eu să mă bat cu cineva. Nu știu ce am dat hold la ăla, dar totuși... Oricum am și eu o idee cu snowmanii, să pun așa mai mult snowmen, să mă prefac snowman. Nu știu, sunt multe chestii care vreau să le fac, vreau să fac mai multe chestii, dar toate vor dura. Bă, da, frate, le meu, dar niciunul. Bă, dă-o-n măsa, mă, frate, dă-o-n măsa. Am vrea că-l pun așa rău. Nu știu când va apărea. Dar eu sper că până joi să reușesc să-l pun. Place cel mai mult e că... Cum n-am mai jucat un timp Fortnite, mă dă cu player și puțin mai slabi, nu mă dă cu niște player forță. N-ai ce să luăm medalion și nu știu unde a plecat. Ah, pe aici, prin față. Deci acum, cum nici n-am mai jucat de mult timp. E nu chiar mult timp. Hai să zicem să fi trecut o săptămână de când n-am mai jucat. Și cum n-am mai jucat o săptămână, what? Nu, că este controller! Tu-ți controllerul!
Tu și duo, bă, duo, coaie, duo m-am băgat. Așa, guys, termine și noi asta cu un mic rage, ca de obicei, nu chiar de obicei, practic, e mai ceva mai nou, mai așa pentru mine rage ăsta. So, guys, acesta a fost episodul, eu am fost Mix, vă pup, ceau, like și subscribe, știți cum e.